Anelea a anunțat că se vor construi noi locuințe pentru tineri în orașul Ardrud și municipiul Oltenița. Agenția Națională pentru Locuințe a demarat procedurile simplificate, având ca scop atribuirea contractelor aferente obiectivelor de investiții. Locuințe pentru tineri destinate închirierii în județul Satu Mare, orașul Ardrud, strada Florilor, etapă 1, totalizând 30 de unități locative, un tronson, regim de înălțime, parter, plus 3 etaje, plus mansardă. Prin publicarea în seapa anunțului de participare simplificat din data de 25 ianuarie 2021 și locuințe pentru tineri destinate în în județul Călăraș, municipiul Oltenița, strada Progresul numărul 2, fosta stradă Progresului, intersecție cu strada Războieni, totalizând 48 de unități locative, 3 tronsoane, regim de înălțime, parter plus 3 etaje, cu canal tehnic, prin publicarea în SEAP a anunțului de participare simplificat din data de 28 ianuarie 2021.